Salutare tuturor, mă numesc Răducu și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Analiza Tehnică BVB și SUA. Bine ați revenit la un nou video, la o nouă analiză. Astăzi la cererea unui abonat sau vizitator de pe canalul meu de YouTube m-a rugat să fac o analiză pentru Alibaba Group Holding, având simbolul BA. Și această acțiune, evident, este tranzacționată pe piața din SUA. Și haideți să analizăm din punct de vedere tehnic, folosind metoda pe care eu v-am obișnuit, și anume Elliott Wave. Și haideți să etichetăm fiecare urcare și coborâre, fiecare val și subval, și să vedem unde se află prețul și mai ales ce va face prețul, pentru că ne interesează cel mai mult viitorul de acum încolo. Și haideți să facem această etichetare. Avem 0, 1, 2, 3, 4, punem 5 aici. Vom pune culoarea roșie, așa cum v-am învățat, eu folosesc cele trei culori, roșu, galben și albastru. Punem Millennium. Acestea sunt cele mai importante grade, cel mai mare val pe care îl avem. Acest val 3 este format și el la rândul lui din alte 5 subvaluri. 2. Să vedem noi. 3, A, B, C, 4, 5. Nu intrăm foarte mult în detalii, doar îmi place să vă arăt galben. Îmi place să etichetez aceste valori pentru că ele sunt extrem de importante pentru orice elliotist, pentru că întotdeauna în funcție de aceste numărători arată unde se află prețul și unde se va duce prețul și putem stabili și target, ținte specifice. Și aici din nou avem încă alte 5 valuri. 1, 2, 3, 4, 5. Acesta este un ending diagonal și are voie ca prețul valul 4 să treacă de originea valului 1, așa spune teoria. Și am ajuns unde ne doare pe noi cel mai mult, la această corecție. Și apropo, bine că mi-am adus aminte, vă rog să-mi dați un feedback pe YouTube, pe canalul meu de YouTube Analiza Tehnică BVB și SUA, unde aici postez zilnic analize, atât cele românești cât și cele americane, da? Avem drapelul Americii. Vreau să îmi spuneți aici la comunitate, intrați la comunitate, am făcut adineori un sondaj în care vă întreb dacă vreți să analizez și companii de pe bursa din SUA. Mulți dintre voi îmi cere să fac și acest lucru și dacă da, eu pot cu plăcere să fac aceste analize, să postez și pe bursa americană. Eu tranzacționez inclusiv pe piața din SUA, nu numai bursa noastră de bursa de valori București, ci pe cea din SUA. Și bifați aici da sau nu, dacă vreți sau dacă tranzacționați, pentru că sunt atât de multe platforme, brokeri în România, care pe platformele astea sunt și acțiuni americane enorm de multe. Sunt traderi care nu tranzacționează absolut deloc pe bursa noastră de valori București, ci numai pe cea din America. Evident, randamentul este mult mai mare, se câștigă mult mai mult bani acolo, volatilitatea este mult mai mare și în acest motiv eu oricum tranzacționez și dacă tot îmi fac graficele, vi le arăt și vouă analizele mele, doar cu scop informativ și nu ca și recomandare de cumpărare. Voi decideți cel mai bine ce faceți cu banii voștri. Eu doar vă dau o sursă de inspirație în tradingul vostru. Deci, dacă tranzacționați pe bursa americană și vreți să fac și
analize pe anumite stocuri. Bifați aici, uitați, de exemplu, mai am un sondaj unde am întrebat dacă folosiți analiza tehnică în tradingul vostru și spre bucuria, satisfacția mea sufletească foarte mare, 72% dintre cei 65 de voturi au fost pentru și asta mă bucură cel mai mult pentru că doar cu analiza tehnică înveți, adică poți să câștigi bani și nu cu cea fundamentală. Sunt destui în România care folosesc analiza fundamentală. Eu i-am urmărit foarte multă pălăvrăgeală, foarte multă lălăială, timpul trece, banul merge pe canalul lor de YouTube. Nimic concret, nimic nu arată clar, astfel încât orice care urmărește să câștige și experiență și bani, dar na, fiecare face ce vrea, chiar fac reclamă agresivă pe Facebook. Da, este stilul lor, treaba lor. Eu sunt foarte concret, foarte practic și haideți să trecem la tablă. Deci rugămintea mea este la dumneavoastră să bifați în timp acel sondaj, să știu ce să fac, să dacă nu mă limitez doar la acțiunile de la bursa noastră București și evident pentru mine eu voi tranzacționa și pe cea americană. Veți vedea că această acțiune, eu zic că va coborâ și poate să aibă un randament frumos, se poate câștiga bani și pe short-ul de la cei de la Alibaba, dar haideți să revenim la treaba noastră și anume vom începe să etichetăm acest val. Avem A, B, C. Acest ABC face parte dintr-un val, această corecție face parte dintr-un val mult mai complex pe care eu am etichetat-o în acest fel. W, X, Y undeva jos. Nu prea am să mi ajungă graficul, dar să vedem. Vom pune Y-ul aici. Dați așa că aici nu știu dacă am respectat întru totul. Ba da, am pus sub mileniu, am pus OK. Ia să vedem aici. Sub mileniu, OK. Super Cycle Sub. Bun, am respectat cu totul teoria Eliot de etichetare a acestor valuri. Am pus Y aici pentru că eu consider că acest Y încă nu este finalizat și haideți să vedem, să luăm val cu val și subval cu subval, să vedem unde ne aflăm. Avem 1, avem 2, avem 3, 4, 5. Vom vedea imediat. Y de fapt vine aici, nu vine la 3. Apoi a mai rămas această cădere pe care o vom eticheta imediat. Avem 1. Punem 1 aici. Punem 2 aici. Punem 3, 4, 5. Stați așa să vedem ce etichetare este aceasta. Este sub Millennium. Aici vom coborâ gradul și vom pune Super Cycle. Vom schimba culoarea și vom pune culoarea albastră pentru a avea culoarea roșu, galben și albastru. 1 este aici. 0 am greșit eu. Mai folosesc și alte platforme și alte platforme nu au acest 0 și uneori uit să le folosesc și mă cam încurcă. Deci avem 1, 2, avem acest 3, această corecție 4 și 5 va fi aici. Deci, în acest punct de vedere, eu mă aștept ca prețul să coboare. Dacă vreți să vedem, să fim și mai perfecți, haideți să vedem că acest val 3 îl etichetăm și pe el, să vedeți ce frumos se aplică ELOT și pe acțiunile americane. Deci avem 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ia să vedem.
punem altă culoare, coborâm gradul, punem culoarea verde și evident vom coborâ, uitați așa puțin, verde, verde, verde. Să punem merge în cycle, arată foarte bine, 5, 4, da? Și dăm puțin zoom pentru a vedea mai bine această parte de preț care pe noi ne interesează acum. Și din nou avem aici acest 1, 2, 3, 4, 5. Deci avem 0, 1, 2, 3, 4 și vom pune 5-ul aici. Și haide să vedem ce iese. Deci în această zonă eu mă aștept ca prețul să coboare. Pentru că după această, acest val impulsiv puternic sub val 3, urmează această corecție specifică în valul 4 și avem aici un, hai să vedem, nu știu cum să fac, se vadă și bine, dar aici avem un ABC. Deci totul se potrivește milimetric. Stocurile americane au parcă predilecție, parcă sunt făcute să se aplice Elliott Wave pe ele. Extraordinar de bine se poate aplica și pe stocurile americane. Hai să punem ceva de genul aici. Punem 4 aici. Mă rog, prea mult sus. Prea... Mă rog, ideea contează că suntem la final. În mod normal, acest val C trebuie să merg pe time frame-urile inferioare. Pardon. Time frame-urile inferioare și să etichetez 5 valuri în acestea, dar dacă aș face acest lucru, aș strica toată această lucru, tot ce am făcut până acum, aceste etichetări. Acum facem doar o analiză în care arăt că prețul la un final va mai urca, dar apoi va coborâ și se va finaliza acest 5 verde, 5 albastru, vom pune 3-ul aici, unul sub altul, în funcție cât de important este valul respectiv. Și haideți să verificăm să nu greșesc. Avem 1, 2, 3 aici, va urma 4 aici, nu contează, undeva sus. Apoi vom coborâ spre 5 din Y și vom finaliza, hai puiule. Vom finaliza acest 5 din Y, deci ceva de genul acesta. Eu văd pe Alibaba viitorul, acțiunea prețului. Deci, în această zonă, haideți să folosim și Pitfork. Eu îl folosesc foarte des. Aveam un Pitfork, dar nu știu cât de bine se vede pe graficul de... Așa, dăm zoom, zoom mari. Hai să mergem totuși pe graficul de H1. Sper să nu se vadă ce vreau să fac. Da, scoatem, zero-ul punem, ăsta îl punem aici, acesta îl punem aici. Să fie cât mai precis, cât mai sigur. Da. Scoatem acest fundal, acest background din spate. Mie nu prea îmi place, nu, ia să vedem setting. Ia uite-l, da? Parcă aici era, nu? Invers. Foarte bine, bravo. Dăm zoom și acum vă arăt această analiză pentru zilele și probabil săptămâna viitoare. Haideți să trasăm și un Fibonacci, să vedem cam pe unde ne aflăm. Trasăm din 2 în 3. Pardon. Ia să vedem noi 3-ul aici. Nu știu ce merge așa de greu. Scoatem din nou background în spate la acest Fibonacci. Ah, super. Dăm OK. Și vedem că prețul se apropie de 50% din acest val 3.
Aici avem o confluență cu linia mediană a canalului Pitfork, această culoare roșie. În mod normal am avea 1, 2, 3, 4, 5, mă aștept ca prețul să coboare și iar să urce, dar în final, în final prețul mă aștept să coboare din această zonă. Punem săgeată de culoare roșie. Opa, unde este acel? Ah, uitați-l aici. Vedeți, asta e diferența pe daily. Mi-am pus aici ca să se potrivească. Acum ar trebui să remut în partea aceasta și din acest motiv este destul de greu. Ia să vedem noi o treabă, dar vă rețin prea mult să încerc să fac o treabă, să pun vizibilitate doar pe ia să vedem, de 1, weekly, să vedem dacă va merge. Nu știu ce înseamnă asta. Dăm OK. Cum te cheam? Pitfork. Ia să vedem dacă să lăsăm. Da. Deci, din punctul meu de vedere, prețul va mai urca puțin, apoi va coborâ astfel încât să se finalizeze acest subval 5 verde din 5-ul galben. Deci ia să vedem ce randament ne-ar putea aduce BABA dacă vom intra short. Ia uite, 35%, ceea ce este foarte bine. Eu oricum stau cu ochii pe el. Ia să vedem dacă mergem pe daily, dacă mi-a stricat mie ceva. Ah, nu, ce bine. Și acum revenim la graficul daily, la analiza noastră inițială și punem undeva pe aici. Și cam aceasta este analiza pe Alibaba Group. În continuare prețul va cădea și apoi va urca și undeva când va urca, dacă există cerere pentru acest emitent, voi face o actualizare, dar aveți aceste două direcții de preț pe care eu vi le dau în acest moment. Vom pune culoarea verde. Punem 3-ul mai jos, 5-ul mai jos, invers. Albastru este grad superior. Punem verdele. Și cam aceasta este analiza mea pe Alibaba. Mă aștept în această zonă ca prețul să cadă sub limita acestui 3. B-ul este evident aici mai sus, nu are treabă cu 3-ul verde. 3-ul punem. Du-te, Doamne, de aici. Nu, Doamne, Doamne, ci acest 0 galben mă încurcă. Pe Dumnezeu îl așteptăm în sufletele noastre. Și ia să vedem X-ul aici, deci repetăm să nu greșim, verificăm W, X, Y. Avem 1, 1, 2, 3, 4, 5. Și cam aceasta este pe scurt această analiză. Repet, mă aștept să se finalizeze acest subval 4. Uitați, avem aici un suport foarte mare, ia să vedem în trecut ce aveam în această zonă. Ia uitați ce frumos avem acest 2. Haideți să trasăm o linie orizontală. Avem un aici, ce mai avem? Cam nimic. Ia să vedem în trecut. Mai avem ceva. Aici a trecut. Avem aici. Deci mă aștept ca prețul să mai urce poate puțin către această linie și oricum din această zonă mă aștept ca prețul să coboare și vom vedea după aceea ce se va întâmpla. Evident, mă aștept în această zonă ca prețul să coboare, să marcăm un profit frumos, apoi să urce
și din nou să coboare, dar voi actualiza dacă există cerere și vă rog să nu uitați să completați acest sondaj cu da sau nu. Dacă tranzacționați pe bursă și vreți să analizezi și alte și companii pe bursa din SUA, numai pe cea americană, pardon, pe cea românească, vă rog să-mi scrieți aici. Și aceasta este analiza mea pe acest emitent. Vă doresc o zi minunată. Dacă aveți ceva comentarii, păreri, sugestii, scrieți-mi în comentariile de sub acest video și o să răspund cu plăcere. Și ne revedem la următorul meu video pe de mâine, cea pe bursa românească. Și cu drag și răspund. Deja observați că prețul a început, a scăzut deja. Sperăm să valul ce se finalizat. Vom vedea ce vă fac americanii. Urmărim cu interes un semnal de short în această zonă. Piața s-a deschis la americani și s-a deschis pe minus. Mă aștept ca și indicele SP500 să coboare în zilele următoare, poate astăzi, poate și mâine. Așa mi-arată mie analiza tehnică. Văd că și Alibaba este de acord și mai am și multe alte acțiuni pe care le urmăresc la americani, care mi-arată semnal de short în aceste azi sau mâine, vom vedea. Dragii mei, vă doresc o seară minunată, relaxată și să ne vedem cu bine la următorul meu video. Numai bine!